Spune-ne, Iisuse Sfinte, ca să știm mai dinainte despre semnul revenirii tale pe pământ, ce se va întâmpla anume cu această tristă lume, ce se va întâmpla, o Doamne, cu poporul sfânt. Piatră pe piatră aici nu va sta, această cetate se va dărâma. Popoare păgâne aici vor veni și templul și țara le vor pustii. Peste această tristă lume va fi foamete și ciume și cu tremure adesea o vor zgudui, și războaie și încercare, nu-i scăpare, nu-i scăpare, numai pentru aceia care se vor pocăi. Când înșelătorii se vor ridica, când răufăcătorii ne vor ataca, și toate acestea când se vor ivi, sfârșitul aproape, aproape va fi. Când iubirea se răcește, când păcatul se înmulțește, când smochinul frăgezește, voi să vă treziți, Evanghelia curată va străbate lumea toată, atunci va veni sfârșitul, fraților, să știți. Priviți urăciunea ce iute s-a întins și falsa credință pe mulți i-a cuprins. În multe biserici e Duhul lumesc și numai de formă ei vin și slujesc. Dar în vremea aceasta, iată, Domnul nostru se arată ca să dea de sus răsplată la acei smeriți care și-au păstrat iubirea și-au trăit neprihănirea, biruind păcatul firea, ei vor fi răpiți. Cu îngerii slavei Iisus va veni în ziua cea mare când ne va răpi. Pământul și marea înapoi îi va da și sfinții din ceruri spre ceruri vor zbura, și sfinții cu Domnul spre ceruri vor zbura. Amin.